Cunoașteți și despre alte cadre, altor deputații s-a propus... Cunosc, dar este dreptul fiecăruia de a face informațiile publice. Este vorba despre deputați din Partidul Comunist? Da, din Partidul Comunist. Câți deputați au primit? Câți au ieșit, cred că fiecare a avut o propunere oricare. Practic, în afară de domnul Rolin, cred că cu toți au descurcat. Dar ați mai fost citat de persoanele cele care v-au propus Mita după acest caz? După ce eu am adus la cunoștință președintelui partidului despre propunere care am primit, nimeni n-a... Dar domnul Voronin cum a reacționat? Domnul Voronin a dus la cunoștință fracțiunii că a fost o propunere pentru doamna Bodnarenko și a spus că sunt oamenii care au dorință de a cumpăra pe cineva, sunt oamenii care nu au dorință de a vede. După ce ați făcut anunțul, spuneați că vă este frică pentru viață. Da. De ce? De ce? Că totuși este implicată o persoană care a propus ieșirea din fracțiunea Partidului Comuniștilor și cred că nu are dorință de fi publicată numele persoanei date.